Cei care au petrecut cu alcool, ori au consumat droguri, iar apoi s-au urcat la volan, au avut parte de o surpriză neplăcută aseară. Polițiștii de la rutier au împânzit străzile capitale, iar zeci de șoferi s-au ales cu amenzi usturătoare sau cu permisele suspendate. Polițiștii de la rutier au făcut curățenie după Crăciun. Azi noapte, zeci de șoferi care au petrecut cu alcool ori droguri și s-au urcat la volan au fost trași pe dreapta de agenți. Este ora 22 și până în acest moment, 5 șoferi s-au ales cu permisul suspendat după ce au fost identificați de către polițiști că au condus sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Alții, chiar dacă n-au călcat pe bec, s-au simțit cu musca pe căciulă când au fost opriți. Nu ne panicăm, nu se întâmplă absolut nimic. Suflăm cu putere. Nu. Haideți, vă rog, să ne calmăm. Deci nu se întâmplă. Ați consumat ceva? Bomboane cu lichior. În cazul acestei șoferițe, rezultatul a fost negativ, dar dacă vreți să treceți în noul an cu permisul în buzunar și cu bani în portofel, ar fi indicat să respectați toate regulile de circulație. Deși a fost un weekend complicat pentru șoferi, cei mai mulți consideră că aceste acțiuni sunt foarte bune pentru siguranța tuturor. E foarte bună, n-ai ce să consumi alcool la volan, e foarte bine. Deoarece este sărbătoare, iar cei dragi îi așteptau mai repede acasă, unii au uitat și de limitele de viteză, au condus în grabă și au fost sancționați. Polițiștii vin și cu recomandări pentru șoferi. Să circule cu prudență, să nu se urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise de lege. Acțiunile polițiștilor de la rutieră vor continua, așa că ar fi indicat să vă gândiți de două ori înainte să conduceți ca și cum ați fi singuri pe șosea.